Hai noroc și bine v-am regăsit la un nou clip de FS22 Balkan Farm de pe acest canal. Am revenit din nou la fermă după mult timp. Avem o grămadă de noutăți pe aici, schimbări, ce trebuie și ele prezentate și utilizate. Să începem cu fabrica asta de pâine, poziționată aici și lângă fermă. Terenul l-am cumpărat mai de mult. Fabrica în sine a costat undeva la 30.000. Acum e funcțională. Așteptăm pâinea. Are nevoie de făină de grâu și mână de lucru, bineînțeles. Să vedem cât profit ne va aduce. Paicișa, mai avem câteva utilaje noi, cum ar fi un tractor. Acușa vi-l arăt. Un MTZ ceva mai vechiuț, cam uzat, ruginit, dar la cât am dat pe el, eu zic că merită. Doar 2500 pentru 80 de cai. Problema e că nu e 4x4, asta ar fi cea mai nașpa problemă. Auto-utilitara cred că o știți, parcă am mai făcut un clip cu ea. Un cultivator, nou-nouț ăsta, și face treaba cu brio. Pe terenul pe care l-am cumpărat ultima dată, cel plantat cu iarbă, mai îndepărtat de fermă, bineînțeles, acolo așa, am făcut o fermă de oițe. Imediat ajungem acolo. Zona asta cred că e cea mai ok. Plus că aici avem și iarbă, numai bine o cosesc și o pun aici și în șopreață. Aute. Cam mic locul ăsta de depozitare, dar intră o grămadă de iarbă. Apa au destulă, mâncare. Am un efectiv de 30 de oițe din vreo 3 rase, cum observați, negre, alb imaculat. Și dintre astea, cum le-o zice, să închid ușile astea, că rămân deschise și nu trebuie. Așa, primul palet cu lână, 200 de kilograme momentan. Utilajele de care avem nevoie. Aici și-a e combina, căruia am făcut o revizie acum câteva zile. Trebuie să cuplez header-ul ăsta pentru grâu, deoarece mă apuc de recolta grâu. Am o grămadă de treabă, o cultură gigantică de grâu, pe vreo 3 terenuri, două mai mari și unul mai micuț. Durează ceva. Dar sperăm să avem și producție mare și de calitate. Apropo, dacă vă place această serie, nu uitați să vă abonați, să dați un like. Și hai să dăm drumul la treabă. Începem cu terenul ăsta din spate. De fapt, spate, vis-a-vis de fermă. Hai că spate dacă e. Aprind un pic luminile, că văd că se înnoptează deja. Vremea e destul de bună. S-a topit și zăpada aia. Și zic să recoltăm acum cât e bine. Nu mai patinează combina. Ăsta îl fac lejer. La celelalte e problemă. Cu timpul cred că am să anulez și terenul ăsta, să fac o intrare corespunzătoare aici la fabrică. Opa, așa, se blocase un pic jocul. Mai există și probleme dintre astea.
Păi, dar se putea fără girofar? Mă mir că mai funcționează. La cât o sta prin ploaie. Deja 600 de kilograme de grâu. Mă duc la următorul teren. Mai încolo trebuie să mă duc și până la pădure. Acolo am o remorcă cu bușteni ce așteaptă să fie vândută. Am UTB-ul acolo. După cum observați, momentan mai am doar 3750 de euroi. Să mai duc pe niște taxe. Pornim din nou combina. Da, am uitat să precizez că aceste două terenuri le-am unit. Acum e unul singur. O mică problemă ar fi că pe acolo, pe la jumate, există o cioată ce trebuie ocolită când ajung la ea, până fac și-o rost de un utilaj dintre ăla de anulare a cioatelor, să zic așa. Hai că cred că mă bag la combinație cu Neadorel. Să vedem ce zice, a? Te-ai acomodat, Neadorel? Dă-i drumul la treabă atunci. Că eu am altceva de făcut. Îl plătesc acolo corespunzător cu 200-300 de euro și face el treaba. Și acum să mă duc la pădure, dacă tot am puțin timp liber, să zic așa. Cam asta ar fi încărcătura, nu foarte mare, dar și așa am avut probleme cu ea. Totuși e destul de grea. Drumul nu e foarte bun. Mamă, ce lumină face dacă le pornesc pe toate. Aici așa. Parcă a mai crescut debitul la râul ăsta. Aha, nu face tot din trastea. O alunecat un pic roata. Uite, bă, ce să mai. Mă cam împinge remorca asta. Hai că se întoarce corespunzător. Mamă, ce recoltare îmi trage aici. De n-am văzut toată viața. O tăia terenul în jumate. Colțul ăla o să-l fac eu cel mai probabil. E bine și așa. Bine de știu pe viitor. Opa, așa. Ce nașpa e porțiunea aia de drum. Cumva lăsată într-o parte. Ia vezi că e 5 și deja e beznă. Car dacă aș putea vinde buștenii ăștia. Căruța au rămas de izbeliște pe aici. O perioadă n-am putut să o folosesc. Urc pe aici. Ciuta, bă! Se bagă la roată.
Când mă duc să las tractorul ăsta în fermă, iau mătăzâu și remorca pentru cereale. Chiar că și remorca e nouă. O remorcă puțin mai mare, de vreo 12 tone. Nu a costat foarte mult investiție. Să-l las pe aici, pe undeva. Că am problemă cu spațiu. Lângă căsuță. Să nu uit luminile aprinse, că am avut și baterie. Mă duc la MTZ. Cam ăsta e interiorul tractorului. Foarte simplu. Păi cum ziceam, de porni pornește mai greu. Și unde am lăsat remorca aia? Trebuie să fie pe aici, prin curte. La câte sunt, nu le mai știu pe toate. Mă, nu e. A, acum am să aminte. Tura trecută când am fost la oi, am adunat iarba de am cosit-o acolo. E în remorcă, trebuie să fac ceva cu ea, să o basculez undeva. Aia e pentru oi și să iau remorca, că am nevoie de ea. În ce să pun cerealele? Saci de rafie, dar nici dintre aia nu. Uite acolo așa. Au mai rămas puțin tică iarbă pe aici. Se uscă ea. Și dispare. Cred că am aici undeva la 5 tone. Chiar mai bine, 6 tone jumate. Acum unde să descarc? Cred că cel mai ok ar fi aici. Numai bine iau cu cupa. Aici și-a basculez. Ce repede se basculează. Să iau un pic mai în față, că e mare cantitatea. Atât. Acum să mă duc la Dorel. Am rămas blocat, ce s-a întâmplat? Adaugă cât mai are foarte mult de recoltat, except în partea aia din stânga. Hai să golim ce are. Numai bine, cred că mă încadrez cu remorca asta. Mai accelerez un pic. Se umple cam repede. Dar asta are capacitate mare. Da, e gata. Ce se turează tractorașul la un pic de greutate, e gata. Da, de ce faci întoarcere aici? Precenaș? Lasă-mă un pic pe mine. Treci în dreapta. Că în dreapta. Bam.
Viteza maximă e de 4 km la oră.